Salut! În acest video vreau să rezolvăm o problemă de algebră de tip grilă în care avem doar două variante de răspuns, adevărat și fals. Este de preferat să nu mergem pe principiu că dăm cu banul, ori e albă, ori e neagră, așa că te invit să rezolvăm, să înțelegem care este modalitatea de răspuns pentru a fi pregătiți în fața testelor și examenelor pe care le aveți de susținut. Ion și Vlad sunt doi copii care merg cu bicicleta. Ion merge 2 ore și 10 minute cu o viteză medie de 18 km la oră. Iar Vlad merge o oră și 40 minute cu o viteză medie de 21 de km la oră. Afirmația Ion a mers mai mulți kilometri decât Vlad este. Acest tip de problemă se poate regăsi și în evaluarea națională la final de clasa 6 -a, unde sunt îmbinate elemente de matematică cu elemente de fizică și anume trebuie să știm formula viteza egal distanța supra timpul de unde aplicând produsul mezilor egal cu produsul extremilor în care Viteza se consideră o fracție cu numitorul 1 și atunci viteza multiplică cu timpul egal cu 1 ori distanța. Deci distanța egal produsul între viteză și timp. Și atunci va trebui să calculăm uh, distanța pe care a parcurs-o fiecare dintre cei doi copii. Pentru a răspunde la afirmația, Ion a mers mai mulți kilometri decât Vlad. Bun, să vedem ce distanță a parcurs fiecare. În cazul lui Ion, care a mers 2 ore și 10 minute, cu viteza de 18 km la oră. Vom înmulți, rezultă distanța este egal, 2 ore și uh, mulțit cu 18 km la oră, iar acele 10 minute vor trebui transformate, deci 18 km la o oră, adică 18 împărți la 60 de minute câte are, cât, câte sunt într-o oră, înmulțit cu acest fragment de timp pe care l-a obținut, 10 minute. Efectuăm simplificări și obținem distanța parcursă de ion, 36 plus 3, egal 39 km. Să vedem cât a parcurs Vlad. El a făcut uh, ca și timp, o oră și 40 de minute, dar a mers cu o viteză mai mare, adică 21 de km la oră. Atunci, distanța este 1, acea oră pe care a parcurs cu 21 de km la oră, 1 ori 21, plus 21 de km la oră, împărțit la 60 Câte minute uh, găsim într -o, sunt într-o oră, înmulțit cu cele 40 de minute parcurse. La fel efectuăm simplificări și obținem că distanța parcursă de Vlad este de 21 plus 14, adică 35 de kilometri. Cum 39 este mai mare decât 35, înseamnă că Iona a mers mai mulți kilometri decât Vlad și atunci afirmația din enunțul nostru este una adevărată. Deci, încercuim varianta de răspuns amic. Aceasta a fost propunerea noastră de rezolvare a acestei probleme, dar sunt tare curioasă dacă tu ai o altă idee. Te aștept să ne scrii în comentarii, te aștept să te abonezi și să rezolvi cu noi o serie de exerciții și probleme, algebră și geometrie, pe care le vom parcurge în timpul ce urmează. Spor la, la teme! Pa, pa!